de mult ceva din tema tips and tricks pentru blogger și astăzi m-am gândit să vă dau câteva recomandări din punctul meu de vedere și din experiența mea asupra felului în care trebuie să faci review unui produs cosmetic de îngrijirea tenului, da? Pentru că ajungi să ai în mână o chestie de acest gen și te gândești, ok, cum o să prezint eu comunității mele sau ce să le spun de fapt, ce îi va interesa și așa mai departe. Prima dată trebuie să te gândești că tu ai ales acel produs pentru că ceva ți-a plăcut la el sau ceva nu ți-a plăcut. În majoritatea cazurilor, normal, îți place acel produs și dorești să-i faci un review relativ pozitiv sau măcar care să dea niște idei și celor care te urmăresc și care poate își doresc să folosească un asemenea produs. În primul rând, ce îți recomand să faci este să prezinți produsul și din perspectiva producătorului, să ai o parte în ceea ce prezinți tu ca și conținut și din perspectiva producătorului și apoi să spui și părerile tale. Ideea este să încerci ca acel clip sau acel articol să fie foarte focusat pe produs, pe poza de produs, să se vadă foarte bine, pentru că sunt detalii care fac diferența. Uite cum este, de exemplu, această cremă de la Jonzac, este sub formă de tub, cel mai fericit, să zicem, format pe care îl poți avea pentru o cremă, să zicem, cum este aceasta, o cremă de zi sau de seară, neavând SPF poate fi purtat și seara fără probleme. Deci să arăți ceva detalii despre produs, poți arăta și cum se desface și că are un orificiu mai mare sau mai mic, pentru că și că asta este un detaliu interesant. Alte lucruri care sunt înscrise pe ambalaj, de exemplu aici avem acel simbol de bio, mai avem acele simboluri specifice produselor cosmetice care arată în cât timp trebuie folosit produsul de la deschidere, sunt aici tot felul de detalii. Este important să prezentați și lucrurile de acest gen, dacă le aveți sau, în fine, dacă tot ați ajuns să pozați produsul, să fie inclus în poza de produs și așa ceva. Și firește, să pozați ingredientele și să postați și acest lucru sau dacă nu, să căutați pe net. De obicei, site-urile producătorilor în general au și lista de ingrediente. Dacă poate pentru Europa nu o să aveți mereu listele de ingrediente, în România cel puțin sunt multe site-uri, nu este însă cazul lui Jonzac, unde nu găsești lista de ingrediente, dar, de exemplu, pe site-urile americane, eu de acolo iau, de exemplu, dacă am nevoie de lista de ingrediente pentru produse Lancome sau Estée Lauder sau mai departe, pentru că, nu știu, de ce ăștia din Europa parcă le e rușine să, așa. Dacă este un produs sub formă de borcanel, la fel și asta a pozat și eventual a arătat și conținutul. Uite aici, de exemplu, am o cremă foarte interesantă care vine sub formă de capsule. Da, are și o spatulă. Uite că nu am acum la îndemână, dar dacă când o prezinți, este bine să ai și spatula în poză sau să spui măcar acest lucru în text, dacă, na, posibil poate ai pierdut spatula, să spui că crema vine și cu o spatulă la îndemână. Faptul că tu spui că, vai, este o cremă foarte bună, e o cremă foarte mișto, e genială, nu o să ajute foarte mult. Adică bună pentru unul înseamnă ceva, bună pentru altcineva înseamnă cu totul altceva. Este bine să spui părțile tehnice și anume dacă conține ceva ingrediente care au relevanță, cum ar fi acid hialuronic, vitamina E, vitamina asta, niacinamide, retinol sau mai știu eu ce altceva. Este bine să te uiți dacă produsul conține parfum, ăsta este un detaliu important pentru cei care au un ten mai sensibil sau o formă de alcool curat sau alcool denaturat, pentru că din păcate sunt creme care în continuare conțin aceste ingrediente, precum alcoolul denaturat, alcool denat, apar acolo descris, sau alcool pur și simplu. Bine, mai sunt diverse forme, ce tearil, alcohol, nu știu, alea care sunt ok, n-am nicio treabă, deci puteți să le găsiți și nu e neapărat să le prezentați în descrierea produsului, decât dacă vreți doar să atrageți atenție, atenție să nu vă fie frică că vedeți acel ce tearil alcool, este în regulă, este un ingredient bun. Întotdeauna să recomandați clienților, da, uite, asta ar fi o chestie bună pentru beauty advisor din magazine care recomandă la grămadă tot ce se poate. Să le recomandați celor care citesc să se informeze și ei singuri, să facă întâi rost de un sample dacă au cum, să vadă un tester în magazin, ceva de genul ăsta. Este bine dacă tot faceți review-uri despre skincare să educați și voi puțin sau să ajutați la informarea
celor care sunt interesați de produse de îngrijire a tenului. Să le spuneți, mai citiți și voi, mai căutați și voi, mai intrați și voi pe site-urile care prezintă ingredientele produselor și vedeți acolo ce vă merge și ce nu. Un alt detaliu foarte important este să spuneți cât costă produsul respectiv și unde poate fi cumpărat. Văd uneori niște articole de alea. Din astea sunt de obicei advertoriale. Vai! Adică numai cu povești, numai cu norișor, numai nu știu ce. Dar nu spune cât costă produsul, unde se poate găsi, nu i-a lăsat niciun link, de parcă e așa un total mister sau parcă e un secret, adică am descoperit acel produs și vrem să știm doar noi despre el. Un alt detaliu, sau nu știu dacă știți, de exemplu, de o reducere, de o promoție din acel moment, să spuneți și acest lucru. Dacă puteți, recomanda eventual și produse complementare, adică uite, prezinți o cremă de la Jonzac, poți să spui, uite, ai putea să folosești și apa termală de la Jonzac sau loțiunea micelară sau uite cum sunt astea. Este această cremă Dr. Glow Derm care face parte din seria cosmeticelor asiatice, că este important dacă tot ai apucat de cosmetice asiatice să împrumuți din rutina lor foarte mișto, aceea de double cleansing, double curățare dublă cu hidratare în doi pași și așa mai departe, adică să dai și detalii de acest gen, ca omul să știe un pic de unde să îl ia. Cam așa ar fi un să zic, un review cât de cât complet și cât de cât de ajutor. Poze, poți să faci și poze foarte frumoase și mie îmi place și cred că ați văzut pe blog, am unele poze care sunt ceva mai artistice, dar și anumite poze care le zic eu chele, care sunt efectiv, e produsul cu capacul, cu eticheta și atât. Și general la produsele de skincare nu prea e ce să faci mare filozofie. Da, un parfum poți să-l pozezi cu flori, cu mărgeluțe, cu nu știu ce, că parfumul asta e de ambianță, e de ho-ho, de chelgășos. Dar să iei o cremă, mai ales o cremă dermatocosmetică care e atât de curată, atât de așa, poți cel puțin să o pui într-o ambianță gen. Poți să o pui lângă celelalte produse, de exemplu să pui o apă micelară, nu știu ce, două dischete de machiat de acolo într-un fel ca să induci omul ideea, băi, te-ai dat cu cremă, dar trebuie să și cureți înainte. Poți să faci niște chestii dintre astea, dar la un produs de skincare este suficient să ai un fundal alb, curat, pe care să ai produsul prezentat și cam atât. Poți eventual să faci și poză la textură, pentru că mulți oameni sunt interesați, uite, dacă faci și clip, să te duci cât mai aproape de cameră și să arăți un pic cum arată textura, că este mai lichidă, că este mai grasă, că așa, pentru că și asta chiar dacă poate să zic, o să zici, ei, da, parcă ce-l ajută pe ăla care vede, are o primă informație, un prim feeling despre acel produs. Da, poți să vorbești un pic despre miros de detalii de acest gen. Bun! Nu știu, sper că v-a fost de folos, dacă mai sunt printre voi persoane care mai doresc și alte clipuri de tips and tricks pentru cei care fac review-uri, care fac beauty vlogging sau beauty vlogging, lăsați-mi aici în comentarii idei, sugestii și am să mai vin cu genul acesta de clipuri foarte scurte și la obiect.